Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Silviu Alupei, talk show-ul cu care v-a obișnuit televiziunea 6 TV. O televiziune mai nouă în mass media, în acest câmp deschis al televiziunilor de tot felul. 6 TV în fiecare marți la ora 21, prin acest talk show, va aduce în casele dumneavoastră modele, lideri, mentori. La 6 TV, la acest talk show, de regulă, vorbesc și vor vorbi oameni care au ceva de spus în viață, în general, și într-o profesie în special. Vorbim de o societate românească după 25 de ani de reforme și parareforme, inclusiv de reforme morale despre care n-am mai auzit, dar o societate românească în care nu am văzut lideri, mentori și modele. De unde le-a scos Silviu Alupei pe asta? De ce ne chinuie? De ce ne perturbă cu astfel de, să spun, concepte, de realități, de idei? Nu. Liderul e un om, mentorul e un om, modelul e un om. Model profesional, lider de grup, de breazlă, de comunitate, mentor pentru educația intelectuală, morală, profesională, complicat. Societatea americană, vârf de lance în civilizația secolului 21, este bazată, societatea civilă, pe aceste realități. Noi începem să adoptăm mecanisme mediatice cu instrumentele jurnalismului investigativ. Eu mă mai și documentez înainte de o emisiune. Nu venim așa parașutați în studio, pentru ca dumneavoastră să aveți în permanență repere profesionale și de viață. În această seară, medierea în România, medierea în justiția românească și, la general, medierea în justiția europeană, noi fiind țară europeană. Mi-ar fi plăcut și medierea, și o să facem și în justiția americană, fiindcă suntem și țară NATO și frontiera Schengen înseamnă închiderea, eu sper, pe Nistru și nu pe Prut, cu ajutorul aliaților NATO și UE, să închidem frontiera pe Nistru și atunci avem de-a face și cu europeni, dar și cu americani. Ar trebui să mai trecem ochiul și peste Atlantic, să luăm și de acolo modele, mentori, lideri, cum bineînțeles ar trebui obligatoriu să-i luăm pe cei din Europa. Medierea, ce înseamnă medierea? Avem astăzi două personalități ale medierii în România, ca instituție și ca breazlă. Medierea, o să vedem ce înseamnă, este legată de justiție, înainte de a ajunge, asta fac o introducere jurnalistică, de a ajunge la proces, să trec pe la un mediator care să medieze, să mijlocească o înțelegere, dacă se poate, și o judecată, în ghilimele, pe cale amiabilă, evident, nu cu forța, nu cu dictatura, nu cu mafiotisme, o mediere, o mijlocire, o înțelegere a părților, ca să degrevăm instanțele. O să vedeți de la aceste două personalități, pe care eu le consider lideri în breazlă, în comunitatea profesională, mai precis o asociație a centrului, sau mai precis Centrul Mediatorilor Profesioniști din București. Avem o uniune a mediatorilor pe țară. În această seară aveți o parte din stafful acestui centru al mediatorilor profesioniști din București și vi prezint pe cei doi invitați, de fapt două persoane feminine, fiindcă a fost și 8 martie, am zis, haide să invităm femei, că bărbații vorbesc cam mult la televizor, femeile mai puțin. Dar e o discriminare, mi-o asum. Doamna Camelia Gagu, mediator, președintele Centrului Mediatorilor Profesioniști din București, Sărbătoarea. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim, fiindcă ducem mai departe această ștafetă a libertății de exprimare și această ștachetă a nivelului în mass media de dezbatere publică și de abordare a problemelor
societății românești după 25 de ani de la Revoluție. Și directorul general, tot parte din stafful Centrului Mediatorilor Profesioniști din București și avocat, jurist, deci mediator, Daniela Zaharia Mănescu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Să rămână. Tinerețea este prezentă și primăvara, e primăvară pe fețele invitaților noștri ai televiziunii 6 TV, televiziunea sufletului tău. Întrebare grea. Dacă eu mâine am nevoie de un mediator, ce fac? Concret, că la 112. Sunt la 113? Deci există un tablou al mediatorilor așezat pe site-ul Consiliului de Mediere, unde găsiți orice mediator pe județe și sunați, există un număr de contact. Deci sau este pe de alese, nu sunt... Este pe alese, dar știți că în orice profesie, să spunem, mai... să zicem, mai sensibilă, da? Deci se merge foarte mult pe recomandări, ca la medic, ca să spunem. Da? Pentru asta că... înțeleg că e o profesie liberală, înseamnă. Este o profesie liberală, da. Exact, ca și avocatura. Dăm un exemplu, pentru că suntem avocate amândouă și... Da. Și eu mă orientez pe tablou sau îmi recomandă cineva ca la avocat, ca la medic, ca la jurnalist. Da. Vreau să-mi public interviu în New York Times și nu la CNN sau în Paris Match. Așa fac alegerea. Da, sigur că da. N-am mai dat ziare de România, că nu mai avem. Aproape. Nici televiziuni avem, dar fac numai politică. Da, interesant. Da. Bun. Sun, mă programează, mă duc, începe medierea. Nu. Deci putem să vă spunem cum procedăm noi. În primul rând avem o discuție preliminară cu posibilii clienți la telefon. Le spunem cam în linii mari ce înseamnă medierea și care este politica cabinetului sau biroului nostru de mediatori. Pentru că există mai multe forme de exercitare a profesiei. Birou individual, să spunem, de mediatori, ca și la cabinetele individuale de avocatură, asociere sau o societate civilă profesională de mediatori. Mediatorul mai poate să activeze și ca angajat în cadrul uneia din formele de exercitare a profesiei. Dar să luăm cazul cel mai comun, birou de mediator. Clientul de telefon este informat de către mediator cu privire la instituție în general și ce presupune medierea. Apoi fiecare mediator acționează potrivit propriei politici, fie discută la telefon anumite aspecte particulare sau cere detalii privind cazul respectiv ca să se vadă dacă poate, se poate media, pentru că nu toate litigiile pot fi supuse medierii. Și aici o să discutăm, sper, în această emisiune. Deci, ca să nu se piardă timp, se vorbește deja la primul contact cu clientul, se întreabă ce privește litigiul respectiv, măcar câteva detalii, ca să nu se ajungă la o întâlnire și litigiul să nu fie supus medierii. Eu, practic, am acum o nouă ofertă, cum s-ar spune, în justiție. Ca act de justiție, eu ajung sub o formă sau alta în procesul penal sau civil, ca să spunem și cel comercial. În linii mari, civil. Da, civil și penal. Și am de ales, fac o alegere, optez pentru mediere. Ce avantaje aș avea, domnișoara Daniela? Avantajele sunt foarte multe. Am să vă prezint doar o parte dintre acestea. Printre cele mai importante se numără timpul redus de soluționare a conflictului. Nu se pune problema să... Termene din lună în lună, din lună în lună, proceduri, ani și ani, vacanțe judecătorești. Vacanțe judecătorești și mai mult decât atât vorbim despre un litigiu pe rolul instanțelor de judecată care presupune și căi de atac, putem să ajungem și la ani de zile. Deci timpul este unul prețios pentru toată lumea, este eficient atât în ce privește mijloacele financiare, cât și soluționarea conflictului și prin prisma impactului emoțional al părților care înțeleg să apeleze la mediere. Pe de altă parte, un alt avantaj al acestei proceduri este confidențialitatea. Confidențialitate de care părțile pe rolul instanțelor de judecată nu au parte și sunt situații în care... E cam public procesul, da? În ședință publică, cu excepția informații clasificate, terorism, nu știu ce, și chestii din astea de viață intimă în procese, știu de divorț, sau minori. Dar restul e cam public. Așa este. Și dacă mă duc la mediator, nu mai e public. Nu mai este public. Adică mă păruiesc la partaj în
fața dumneavoastră. Nu ne mai părăim în public. Acum 2 ani ne pupam la biserică, da. Și peste 2 ani facem și partaj la firul de păr. Foarte interesant. Asta într-adevăr este un alt avantaj al medierii, pentru că părțile au posibilitatea de a se vedea, de a discuta, de a-și exprime propriile păreri, propriile convingeri, nefiind ținute strict de acele reguli procedurale că pe care trebuie să le amendă, dacă tot perorezi acolo. Bineînțeles, aici în ce privește desfășurarea ședințelor de mediere este o altă discuție, pentru că dacă situația este foarte tensionată între părți, atunci se va proceda la ședințe separate, dar este pe o altă discuție cum se desfășoară procedura medierii. Revenind la avantajele acesteia, un alt avantaj este, îl reprezintă costul redus al acestei proceduri. Și aici o să pun accent foarte mult, pentru că este bine să cunoaștem faptul că, spre exemplu, în cazul litigiilor, acelor probleme prin care oamenii încearcă să soluționeze partaje, succesiuni, noi le spunem în termeni juridici litigii ce au ca obiect drepturi translative de proprietate. În aceste situații vorbim despre taxe judiciare de timbru, care dacă se parcurge procedura medierii, indiferent că o parcurgem înainte ca să existe un dosar pe rolul instanței judecate sau pe parcurs soluționării dosarului, se va plăti doar jumătate din acea taxă de timbru, care nu beneficiază decât statul de acea taxă de timbru, din taxa inițială integrală care s-ar fi plătit dacă ar fi fost pe rolul instanțelor de judecată. Iată un avantaj financiar. Un avantaj financiar foarte cel foarte de viteză mare. Contratimp, absolut. Care e foarte important. La urmă, banii ca banii, deși și banii sunt o problemă, dar să mă mai ții și 2, 3, 4, 5, 6 ani când eu am un litigiu cu o bucată de pământ și poate acolo e visul vieții mele să-mi construiesc o casă sau un butic sau un magazin sau o companie, chiar mă afectează. Că dacă era o livadă, nu mai mănânc pere. Dar dacă acolo aveam în plan și aveam și o investiție și mă ții 3 ani, păi mă lasă investitorul, duce în altă parte. Mi-am imaginat un caz, să spunem. Deci, oameni buni, viteza de soluționare și banii mai departe? Sunt importante. Totodată trebuie să vedem și partea bună a lucrurilor și din prisma magistraților. Pentru că, pe de o parte, se degrevează instanțele de judecată. Asta a fost și scopul ființării acestei instituții și legii de România. O să ajungem aici, da? Degrevarea, odată cu degrevarea sistemului judiciar, a instanțelor de judecată de dosare, fie că vorbim despre dosare penale, fie că vorbim despre dosare de altă natură civile ori comerciale, duce și la eficientizarea automată a sistemului judiciar. De ce? Pentru că automat vom avea mai puțin judecătorii au mai puține dosare, se pot concentra mai bine pe soluționarea acelor dosare, costurile sunt mai reduse. Termenele chiar și pentru scurte, sistemul, bineînțeles, la costuri, da, costuri mai reduse în ce privește toate aceste și cheltuieli avem, ale sistemului judiciar. Că e totul pe cap de locuitor, pe cap de judecător, pe cap de procuror. Wow, pe cap de procuror și cap de judecător pe instanțe. Păi vă dați seama, în loc să am 80 de dosare pe zi, și s-a tot dezbătut sau asta. 120. Da, sau 120. Eu, pe vremea când a apărut fenomenul și a explodat această criză, acest blocaj în sistemul, eu fiind acreditat pe sistemul judiciar din 1998, am fost 2 ani de zile până în 2000, singurul ziarist care a cerut acreditare ca reporter de tribunal. Era Valeriu Stoica, ministru, m-a dus direct în audiență, m-a primit ca ziarist. Atunci eram la România Liberă, era ca liberal, agrea Convenția Democratică, era în Convenția Democratică, România Liberă era un ziar dedicat Convenției Democratice ca familie politică și am avut oarecare intrare mai rapidă la audiență, în sensul că m-a și programat ca ziarist la audiență și am cerut acreditare ca reporter de tribunal. Ce e aia? Nu vrem, nu știm, nu m-am supărat, ei nu știam. Și acum, după 15 ani, sunt sute și mii de, în toată țara, de reporteri de tribunale, cu sau fără pregătire sau talent pe așa ceva, și toți relatează din dosarele, mai ales la penal, la DNA, fiindcă am mai scos o perlă, eu ca ziarist, eu v-am obișnuit și cu perlele mele de moderator. Îmi cer scuze că acum am depășit, eu când depășesc sarcalul, și eu acum fac ghidușii, nu mai fac moderare aici, dar felicitări DNA-ului și procurorului ca instituție. Fără ei n-am fi avut presa plină și televiziunile, fiindcă altceva nu se mai face. Suntem incapabili ca breaza să mai facem presă și DNA-ul, grefa DNA a ajuns presa și procurorul DNA a ajuns ziaristul. Adică munca acestor două compartimente, grefa DNA-ului ne umple paginile, subiectele,
Și procurorul ce consemnează în rechizitoriu face muncă de ziarist și noi copiem din rechizitoriu sau din referatul de arestare sau de reținere. Și că am o exclusivitate. Alo, domnul ziarist. Păi vedeți că referatul e public din secunda 2. După reținere și arestare e public. Da, am încheiat ghidușia mea. Aș vrea să adaug ceva, dacă îmi permiteți. Referitor la avantajele medierii, un alt avantaj, știu că urma să spună Daniela, dar în profit de ocazie spun eu, deci părțile sunt cele, sunt singurele care iau decizia la mediere, deci mediatorul nu decide pentru părți. Dacă în instanță, evident, judecătorul decide soluția care va fi urmată de către părți, la mediere doar părțile sunt cele care decid, mediatorul ajută părțile, facilitează comunicarea dintre părți. Și ceea nu iau dacă bat câmpii, că poate bat câmpii de emoție, poate eu sunt un gând din ăsta mai ascuns față de partea adversă. Cu judecătorul nu te joci, mai e și amenzi sau te ironizează, staie microfonul, eram să spun, staie spiciu, mai vine și avocatul, 2-3-4 avocați, maestru Zozomescu, maestru Protopopescu, mă refer Zozomescu și Zozogescu. Și atunci lași și trece timpul pe banii mei, pe munca mea, pe neuronul judecătorului, pe neuronul clientului. Da, ori aici e simplu, da? Numai dumneavoastră stați. Da. Părțile în față. Da. Absolut, dar a nu se înțelege la polul opus, în sensul că nu ar exista nicio procedură, să spunem. Da. Este o procedură informală. Mediatorul stabilește procedura care se aplică în cadrul medierii, dar a nu se înțelege că există o procedură așa cum este la instanță. Nu. Dar este normal, există niște reguli de bun simț, da, care trebuie să respectate în cadrul unei medieri. Părțile să nu se jignească, să știți, reguli de bun simț, astfel ca părțile să ajungă în starea necesară de a se deschide către mediator, de a acorda încrederea, că fără încredere nu putem vorbi de un succes al medierii, și în final de a lua decizia pe care o consideră cea mai bună pentru ele însele. Și automat această decizie va fi una câștig-câștig pentru ambele părți. Așa este. Și când s-a terminat medierea, eu cu soluția care se dă acolo, amiabil, se încheie ceva, eu spun soluție ca la judecător. Acord de mediere. Convenție. Acord de mediere. Acord? Acord de mediere. Acord de mediere. Cu o hârtiuță, rezultă o hârtiuță de acolo, absolut, da? O hârtiuță absolut serioasă, da, care de fapt e un document oficial în statul și român. Și aici chiar avem de adăugat. De legea din 2006, am o hârtie pe lege organică. Da. Ce fac eu cu ea? Până să vă răspund la întrebare, trebuie să vă spun anumite aspecte. Deci, politica centrului nostru de mediere este în sensul că acest acord de mediere trebuie să îndeplinească toate condițiile de formă și de fond prevăzute de lege. Deci nu putem să emitem acorduri de mediere care nu ar corespunde legii. Bun, corespunde, că nu o să faceți antiprofesie. Corespunde. Nu, deci părele sunt împărțite în brasle, de asta am dorit să precizez. Da. Pentru că legea este mai puțin clară, dă loc la interpretări. Precisă și, în anumite exact, prevederi. Exact, și spune la un moment dat un articol din legea medierei cum că notarul public sau judecătorul pot aduce modificări, completări acordului de mediere. Astfel, unii colegi interpretează și dacă în sensul nu pot, că nu contează cum faci acordul, mergi cu el la avocat, ți-l modifică și nu este ok din punctul nostru de vedere. În legea organică e chestia asta, e precizia. În legea medierii, da. Și eu care sunt doctor docent în semantică și hermeneutică, au zis oameni buni, cineva poate să facă ceva pe legea organică? Nu știu, știu. Pot, nu pot, vreau, nu vreau. Dar verbele astea de acum le bag pe o lege organică și las la interpretarea cuiva. Ce doctor docent sunt eu în hermeneutică, da. Da, din acest punct de vedere noi considerăm că mediatorul are o mare răspundere pentru întocmirea corectă a acordului de mediere. Da. Și cu hârtia, în final, bun, corect cu hârtia, făcută până la urmă, acceptată, poate, să spunem, cu mici compromisuri din cauza acestei imprecizii legislative și o să ajungem la această carență a legii care nu corespunde, de fapt, realităților. Mă duc cu hârtia unde? Fie la notar, fie la judecător. Da. Și ce face notarul cu ea, ce face judecătorul deci, cu ea? Deci trebuie să, în primul rând, să verifice îndeplinirea condițiilor corect, de legalitate. Verifică și e corect. Da, și apoi autentifică acordul, după caz, sau instanța. Și are putere de instanță. Deci are putere de titlul executoriu. Pisica rămâne la mine și cățelul la tine. Da. Și dacă nu executăm. Bagatelizăm, zâmbim. Poate ironizăm sau eu fac ghidușii în seara asta, nu știu de ce vreau să fac eu așa ghidușii, oameni buni, dar cele mai multe ore pe procesele civile sunt când s-a mutat gardul și ca pisica a zgâriat mămica
Și de aici cu martori. Acum judecătorul, dacă nu-ți acceptă măcar un martor, faci plângere la CSM, abuz în serviciu sau ai penală. Dar faci o plângere că și-a încălcat deontologia profesională și abateri disciplinare. Și îți admite măcar un martor ție cu pisica și ăla cu șipca gardului. Noi râdem. Dacă ne ajungi în instanță și că ce judecător, domnule, chisați, eu nu apăr judecătorii, doamne ferește, vă spun ce se întâmplă în instanțe. A pierdut timpul cu martor. Păi dai martor, frate, acolo ai cerut despăgubiri, e o procedură judiciară. Or, aici se rezolvă altfel, rapid, altfel în sensul de procedură, timp, viteză, economie și așa mai departe, dar... Și la modul profesionist, trebuie să subliniez. Da. Pregătirea profesională în ce constă, ca să știe oamenii. Ca să devii mediator, trebuie să ai minim 3 ani vechime în muncă, să absolvi cursul de formare în profesia de mediator și să fii absolvent de studii superioare. Nu neapărat jurist. Nu neapărat dreptul, jurist. Adică, da. Mai cu seamă că eu mi-am și închipuit că văd în dumneavoastră și văd deja un cumul de vocații profesionale, în parte poate nerealizate, ratate, aici la mediator ca și la ziariști. M-a făcut mama inginer tehnolog și cu tatăl meu și am renunțat total. Am fost primul inginer și singurul din România care pe 3 ianuarie după Revelion 1990 mi-am dat demisia din inginerie. Pua, ce dezastru a fost! Și am făcut presă după aia, 25 de ani. Și acum, iată, la 26 de ani de presă. Mulți înainte. De ce vă spun lucrul ăsta? Fiindcă aici văd psihologi, da, văd sociologi, văd oameni care pot comunica mai bine decât profesorii universitari în comunicare sau mari leadership din unele companii. Eu fac puțin teatru, dar am văzut conferințe, traininguri, workshop-uri cu mari companii, am văzut seminarii. Ca ziarist acreditat pe sistemul judiciar din 1998, am participat la toată legislația, apariția CSM-ului, pregătirea legislației. Ultimele luni de zile eram singurul ziarist din partea societății civile, nu mai venea niciun ONG, și din partea presei. Și puneam întrebări mai multe. Și ministrul justiției de atunci și stafful care pregăteau, pus la european, dacă am multe întrebări, pe dacă nu-mi nimeni, vorbesc și numele societății civile, 2-3 ONG-uri și numele ziariștilor mei. Și am asistat cum s-a făcut legea CSM-ului, legea medierii și așa mai departe. Ei, din punctul ăsta de vedere, am văzut acolo seminarii pentru motivarea profesiei de magistrat, procuror, judecător, de avocați. Am fost la prima întâlnire, schimb de experiență, cu baroul american din 1998. Un procuror, pot să-l pomenesc, este unul din eroii sistemului judiciar de atunci, era sub convenția democrată, venise un aer nou, ca și acum, sub președinția Iohannis, și a vorbit și el acolo că e corupție în sistemul de procurori. El procuror fiind la Neamț. Stelian Olteanu, mămicuțule, l-au arestat la un timp de, chiar în săptămâna mare de Paști. Tot ai lui. Că a vorbit în fața baroului american, era acolo un training și un schimb de experiență cu juriști, erau și din toate veniți. Deci de acolo s-a plecat, aici am ajuns și prețuiți-i pe acești oameni, fiindcă au vocații ascunse sau neștiute sau de bea acum manifestate de psihologi, de sociologi, de asistenți sociali, fiindcă mediază și o problemă socială, familială, și uneori, dar să nu mi-o luați în nume de rău, de psihiatri. Sunt mari probleme de psihiatrie, adică de patologia psihicului, care ajung și la instanțe, dar ajung și la mediator. Sunt oameni care cumulează atâtea aptitudini profesionale, intelectuale și chiar sociale, încât eu mă mir că practic nu a explodat acest succes și acest fenomen al medierii. De ce n-a explodat acest succes al medierii, această instituție nouă? Pe rând. Întrebarea este ca la poliție. Pentru că cel puțin eu cred în acest proces al medierii și văd societatea românească că a început să creadă în această procedură a medierii. Oricine trece pe la mediator este bine să vină, măcar să se informeze despre ce înseamnă medierea, care sunt avantajele, care este rolul mediatorului, ce se întâmplă efectiv în această procedură de mediere. Indiferent că o alege sau că nu o alege, este bine să cunoască, ca apoi să poată decide dacă o va alege sau nu. Da, publicitate, revenim cu medierea.
Am revenit în studioul 6 TV, în seara asta multe ghidușii din partea moderatorului, îmi cer scuze dacă am depășit cadrul profesionist al jobului meu și al calității mele. În această seară vorbim cu oameni care pot fi lejer de tot, chiar și în spațiul european, după cum i-ați și văzut, în categoria lideri, mentori și sau modele de breazlă, în breazlă și pentru societatea românească într-o continuă transformare, dar fără de sfârșit. Doamna Camelia Gagu, președintele Asociației Centrul Mediatorilor Profesioniști din București, deși noi avem o uniune întreagă, dar am început cu Bucureștiul, unde sunt cei mai mulți mediatori, fiindcă sunt cele mai multe instanțe, populația cea mai mare, și directorul general al Centrului Mediatorilor Profesioniști din București, doamna Daniela Zaharia Mănescu. Am rămas în partea a doua să aducem în atenția opiniei publice, a legiuitorului, a celor care mai răspund pe la un CSM, pe la un Ministerul Justiției, pe la o altă instituție legată de justiție și în final să aducem și în atenția publicului, fiindcă devine un factor de presiune socială. Noi plătim o justiție ca să fie eficientă, dar să fie corectă, fiindcă eficientă poate să fie și la arestări abuzive și neabuzive, să spunem. O justiție, în primul rând, corectă, europeană, modernă și foarte accesibilă, foarte funcțională. Și medierea asta înseamnă ca să nu ajung direct cu procesul civil sau penal în fața unui judecător, ci să trec prin această antecameră a medierii amiabile, unde aceste două doamne simpatice, pe care eu le consider personal lider în breazla domniilor sale, le consider și psiholog, și sociolog, și avocat, și jurist, și judecător, și procuror, dacă e ceva penal, că se acuză ea între ei, așa, și tu, și ca un procuror, spui, omule, oprește-te, fratele tău chiar are dreptate, i-ai tras un pumn, l-ai lezat, nu că eu fac, omule, oprește-te, că o să fie mai rău. Și atunci un mediator poate avea succes jucând chiar rolul de procuror, fiindcă, doamne, sunt probe, sunt dovezi. Fratele tău a fost lovit de tine. Adică voi v-ați bătut între frați. Nu, tu l-ai lovit pe el. Și atunci fratele mai violent se stinge și învinge psihologul din mediator. Învinge procurorul din mediator și așa mai departe. Problema problemelor este că legea este imprecisă și este incompletă și are anumite porțiuni de nefuncționalitate, de ineficiență. De ce, doamna Camelia Gagu, avem o lege incompletă și este necesară modificarea ei? Legea 192 din 2006. Nu știu să vă răspund la prima întrebare, pentru că nu intră în competența mea de ce. Se respinge întrebarea, spune judecătorul din dumneavoastră, corect? Da, dar întrebarea pot să vă spun cum consider că ar trebui îmbunătățită sau completată, modificată. Și de ce? Pentru că, din practică, noi am constatat că după ce a fost abrogat, inițial exista posibilitatea returnării taxei de timbru pentru părțile care apelau la mediere în cadrul unui proces aflat pe rolul instanțelor, în civil mă refer. De câteva timp s-a abrogat acea dispoziție legală, astfel că în majoritatea cazurilor e vorba doar de returnarea a jumătate din taxa de timbru, ceea ce a făcut părțile să se îndepărteze oarecum de această procedură, pentru că totuși costurile sunt mari. Aici, zic eu, în primul rând ar trebui intervenit în lege și eventual revenit la textul de lege înaintea modificării, în sensul că dacă părțile se înțeleg la mediere în cadrul unui proces aflat pe rolul instanțelor de judecată, taxa de timbru va fi returnată în întregime părților, reclamantului în speță. Aici zic în primul rând, dar mai sunt și aspecte și poate ar trebui să discutăm, nu știu dacă avem timp în această emisiune, concret pe texte de lege și ce anume considerăm că ar trebui să cuprinde sau să modificările care ar trebui să fie aduse la fiecare articol. O carență, o problemă, care ar fi una? De exemplu, că oamenii vor să-și facă o imagine, nu le mai dăm 10, sunt 20 de carențe, dați-le una să înțeleagă oamenii, dom'le, uite ce problemă avem într-o lege organică, una care vă deranjează sau care vă pune în imposibilitatea performanței sau în imposibilitatea unui act de mediere corect.
Da, deci, în primul rând, taxa de timbru, v-am spus, dar nu este vorba despre noi, că ne punem în imposibilitate pe noi. E vorba că justițiabilii, clienții, nu mai recurg la această procedură. Deci se simte o reducere a numărului de cazuri referite medierii din acest punct de vedere, pentru că asta este societatea în care trăim, este, nivelul de trai este cum este și oamenii se gândesc în primul rând la bani, vorbind în experiența noastră cu clienții. Cred că colega mea vă poate spune și din experiența dânsei același lucru. Acesta ar fi în primul rând, să zic, aspectul primordial din punctul meu de vedere care ar trebui modificat pentru a funcționa. Apoi, eu zic că ar trebui o specializare a mediatorilor, pentru că un curs de 2 săptămâni de formare inițială în profesie nu este suficient. Deci noi doar ne-am perfecționat, bineînțeles. Noi ne-am perfecționat continuu după finalizarea cursului. Suntem autodidacți. Am citit, am studiat, am participat la cursuri, seminarii. Asociația noastră a încheiat cu instanțele de judecată din București 4 documente pentru promovarea, protocol, se spune, așa se numește, pentru promovarea medierii și a profesiei de mediator, a Directivei Europene 52 din 2008. Care spune exact, directiva, în 3 cuvinte, ce spune? Care spune ca instanțele să recomande medierea și că aceasta este o metodă efectivă de soluționare. Să o folosească. Să o folosească, s-o folosească instanțele. Adică tradus, scuze doamna Dani, la Mănescu, în limbaj foarte popular, ca să înțeleagă oamenii, adică instanța recomandă, propune sau îți cere într-un fel, recomandă, așa prevede acum textul de lege. Și eu ca judecător spun așa, du-te întâi la mediere și după aia vii la mine să-mi spui în această cauză în care pisica a sărit gardul și a rupt șipca, că e o daună, o despăgubire acolo, dar du-te întâi la mediere. Da, dar nu e o condiționare că o să nu spună... există un text de lege, o sancțiune așa, în cazul în care partea nu se duce. Deci merge la mediere doar dacă acceptă partea. Dacă nu, judecătorul nu are pârghii de constrângere. Și asta n-ar trebui aici în lege să fie? Ar trebui, bineînțeles. Și facem atunci o selectare a unor cauze care nu sunt atât de importante și ar aglomera instanțele, totuși o pisică a rupt un gard. Sau e un partaj, până la urmă, între doi soți care oricum au ajuns la divorț, să spunem așa, și să stai acum să audiezi că am avut o pianină veche din 43. Nu, că nu era din 43 pianină, era din 53 și evaluarea ar fi mai mare. Și atunci vii cu martor pentru pianină. Judecătorul trebuie să spună, vă recomand, dar legea poate să spună, nu domnule, toate procesele de o anumită natură, de o anumită factură, pisica, mămica, bunica, nu neglijăm. Și bunica e o persoană. Absolut. Dar când bunica se ceartă cu nepoțica, nu vii acolo și ocupi instanța care e plătită de statul român să facă dreptate și să aplice legea pentru cauze importante de care țin economia națională, poate țin bunul mers al societății, nu mai spunem faptele grave, nu neapărat corupție, dar sunt chiar la distrugeri mari, un proces mare de distrugere, de dezdăunare, cu o poluare, să spunem, a mediului, care afectează milioane de oameni. Absolut. Și pierdem 5 ore cu pisica, mămica, bunica, nepoțica. Credeți că dacă eu aș fi ministru, aș propune și aș ajunge cu un partid la guvernare, lege organică, o modificăm sau ordonanță de urgență că se practică, mi-ar sări în cap lumea că aș face o discriminare între un dosar cu mămica, pisica și bunica față de un alt dosar cu aceleași personaje, dar care s-ar judeca pentru alte valori? Cred că problema s-ar pune în privința principiului liberului acces la justiție, dacă se respectă sau nu, pentru că există în lege o dispoziție referitoare la informarea pe care trebuie părțile să o realizeze, privire la mediere, înainte de a se adresa instanței cu litigiul pe care îl au. Ori a existat în lege dispoziția că instanțele să respingă ca inadmisibile acțiunile care nu au atașate dovada îndeplinirea acestei proceduri, ori Curtea Constituțională a spus anul trecut că acest text de lege este neconstituțional pentru că încalcă liberul acces la justiție, cu toate că acea informare era gratuită. Deci Curtea aici este problema. Curtea Constituțională a spus asta cam când? Anul trecut? În aprilie anul trecut. Și de atunci se aplică. E vigoare, se aplică. Da. Încă o dată să repetăm, Curtea Constituțională a spus că... A spus că se încalcă principiul liberului acces la justiție în cazul acelei informări care trebuie realizate de părți anterior sau înainte de a se adresa instanței de judecată. Deci, practic, concret să discutăm. Partea trebuia să ia legătură cu un mediator, în speță reclamantul,
pentru că reclamantul trebuia să facă această dovadă, trebuia să ia legătura cu un mediator și să se informeze cu privire la această procedură. Mediatorul trimitea o invitație la ședința aceasta de informare gratuită, invitație celelalte părți. Partea care accepta sau nu invitația respectivă. Ei, în urma acestei invitații, mediatorul emitea fie un proces verbal, fie un certificat de informare, în cazul în care erau ambele părți prezente. Acea dovadă, certificatul de informare sau procesul verbal, trebuia atașată la acțiune. S-a considerat de către Curtea Constituțională că prin această procedură de informare se încalcă liberul acces la justiție, în sensul că acțiunile nu mai trebuie să respinse ca fiind inadmisibile. Există în lege în continuare, dar este facultativ. Deci părțile pot sau nu să se informeze. Da. Nu mai există sancțiune. Da. Ce frumos ar fi fost și până la Curtea Constituțională când vin cu o cauză, că îi degrevăm și pe ei, să treacă pe la mediator. Dar mai vedem acolo. Da. Da, de exemplu, și cu religia, ora de religie și cu multe altele. Da, interesant. Da. Scopul acesta a fost ca părțile să fie informate, să aibă cunoștință despre această instituție a medierii, prin această informare. Măcar. Așa sunt însă instanțe care încă mai îndrumă părțile și chiar pe procedura cea administrativă, când primesc cererea de chemare în judecată, solicite să se facă dovada parcurgerii ședinței de informare, fără să menționeze sub o anumită sancțiune. Consideră că este necesar ca măcar să încerce. Iar practica este neunitară, da. Da, iar judecătorul la rândul lui, instanța, cum spune, de fapt, judecătorul, omul din sine, Protopopescu Ionescu, n-are nici el o lege, un regulament, că mai nou acum avem regulamente la CSM, mai tard decât prin regulamente CSM se corectează sau se completează legea organică sau se adaugă. Ceva de... Dar nu m-a făcut mama profesor universitar la drept, nu m-a făcut mama. Și atunci, ca la biliard, mergem și la judecător. O să spună, dar eu n-am o lege care să mă oblige să deschid gurița mea simpatică de magistrat și să spun că trebuie să fiți informați, duceți-vă puțin și pe la mediator. Da, foarte interesant. Da. Este un biliard. România este un biliard. Lipsește o bilă sau 5 sau 9, dar e suficient una. Nu mai spun dacă 5 de pe masă. Și când ciocnim, bilele se duc și efectul de biliard. După aia, anumite orificii cu casete, unele sunt înfundate, altele prea largi, altele nu sunt deschise la orar, așa, ca să fac niște metafore. Și uite, așa e societatea românească, bai devină mediatorul, bai devină justițiabilul, bai legea organică, legiuitorul, bai devină și guvernul, că aici nu se mai interesează cu o ordonanță de urgență, care își rezolva punctual o chestie. Chiar ar fi bună o ordonanță de urgență să facă legiuitorul, dar legiuitorul să spune să facă judecătorul. Dar judecătorul, eu n-am lege, să propună CSM-ul. Dar CSM-ul spune, da, eu ce mă ocup cu asta, să facă Ministerul Justiției, că el poate să propună. Ministerul Justiției e guvern. Guvernul. Eu nu fac caragiale. Eu chiar nu sunt impresionat de caragiale, fiindcă caragiale, în opinia mea, 1% dacă a surprins societatea românească. Iar societatea românească modernă nu mai are legătură nici cu care. Și judecătorul n-are lege de la legiuitor. Judecătorul, legiuitorul, mediatorul, guvernatorul de la guvern. Guvernul, dacă ajungi la guvern, spune da, dar înseamnă că s-a politizat, a avut cineva interes că OUG-ul e dat de guvern și de legiuitor. Frate, dacă nu oprim acest silogism de 2 lei, care e un sofism până la urmă, te duce la ceva, fac și logică, zici ce capabil, sunt eu ca moderator, îmi cer scuze, am depășit cadrul, mereu îmi cer scuze. Ajungem la peperi, ajungem la psihiatrie, ajungem la psihologie și ajungem și la mediere. Probabil o să dăm statul român în judecată și chemăm statul la mediere. Mamă, cum o să apară statul român la mediere și o reclamant? Este fantastic, nu mai cum spune statul. Nu, statul înseamnă un birocrat, doi, nouă, care au nume proprii. Doamna Daniela Mănescu, sunteți director general în cadrul Centrului de Mediere. Sunt probleme și cu Breazla, vă vin acolo, probleme, oameni, adică sunt și mici acte de incompetență. Acum nu sunt totul, că apare totul că sunteți zeități pe pământ. Aveți noastre probleme ca orice profesie, și ziaristica, și medicina, mă refer la astea liberale, avocatura. Cam de ce natură sunt astea în Breazlă? Probleme în Breazlă nu am. Să plâng justițiabilii că nu sunteți în stare să mediați? Nu, cel puțin în cadrul asociației noastre nu s-a plâns, nu am primit nicio reclamație din câte cunosc eu din partea vreunui justițiabil ca să se plângă de vreo lipsă de profesionalism sau de vreo încălcare a uneia dintre obligațiile pe care mediatorul trebuie să le respecte așa cum sunt ele prevăzute în legea medierii, nici de cum. În schimb, noi susținem toți membrii asociației cum putem și cât de mult putem
în a le aduce la cunoștință și a informa cu privire la toate aspectele medierii, toate problemele pe care le întâmpinăm în practică, practica neunitară care există pe rolul instanțelor de judecată. Deci, dar probleme din partea unor justiciabili nu am primit. Și nu. În cazul în care să acceptăm, poate a și fost, dar nu nominalizăm acum, au fost și cazuri de mediatori, care e o profesie, cu statut sau fără statut, asta e o altă problemă, și el a încălcat, să spunem, o normă nu legală, ca ei penal, de etică, de deontologie, de un anumit regulament al profesiei, aveți ca la avocatură sau ca la CSM o comisie de disciplină sau... Există în cadrul Consiliului de Mediere, evident. Da, da, evident. Da. După ce sancționați... Există o procedură. Există nu, o procedură. Un regulament, un cod da, etic e o procedură, sau ce? Da, este și da. Un cod etic și abatere de deontologie. Disciplinare ca la magistrați, ca la... Da, ca la avocat, da, funcție, da, da. Se analizează funcție de gravitatea abaterii. Și dați-mi un exemplu de o posibilă abatere care ar putea să o săvârșească un mediator. Spre exemplu, când a fost acea procedură cu informarea, care da. Trebuia să fie obligatorie, sub sancțiunea respingerii ca inadmisibile, a cererii de chemare în judecată, probabil au existat și mediatori și gratuit. Au existat mediatori care au perceput onorariu și care nu au respectat procedura invitării celelalte părți. Exista, așa cum v-a spus colega mea, o procedură prin care se invita cealaltă parte pentru ca informarea să se realizeze cu ambele părți. Ambele părți trebuiau să fie informate, dar au existat mediatori care au făcut exces de zel și au, da, și au fost sancționați de către Consiliul de Mediere. Da. Și sancțiunile merg până la excludere, ca orice breazlă, nu? Da. Dacă da, se da. Întâmplă ceva da. Foarte grav. Da. Da. Și ca o latură a corupției, fiindcă orice profesie are și corupție, vorbim doar teoretic, nu dăm exemple acum, eu nici nu cunosc subiectul și atunci cazuri, dar dacă ar fi necinstit sau incorrect, așa cum un magistrat ar ține cu una din părți, sub o formă sau alta, indiferent de ce primește, dar ar ține ca fapt în sine, și aici dacă un mediator ar favori printr-un act de corupție vizibil, invizibil, știu sau ne știu de DNA sau de altcineva, asta poate fi sancționată, absolut, e mai da, mult penală absolut. Până la urmă? Cade în penal? Nu, este o contravenție, eu spun. Adică depinde, el a fost incorrect cu părțile. Da, exact, exact. Șeful, ia vestul cu, la partaj și că vreau și pianina. Da, mă, dar pianina nu prea e a ta. E da. Un bun dobândit în afara căsătoriei. Șeful, convinge-o tu pe fosta mea concubină devenită nu știu ce, dar, și atunci spuneți că nu e penală, e mai mult nu de... Depinde de la caz la caz, dar dacă o poate fi și penală. Sens, dacă da. Sunt deci, circumstanțe agravante, da, bineînțeles. Vreți o profesie da. Liberală care vă supuneți da. Legilor da. Și noi, justițiabili, că da. Avem față noastră de calitate de cetățeni, dar justițiabili, că venim tot ca la un judecător, avem și posibilitatea să... ne plângem, să-i reclamăm și să ne protejăm de abuzuri, chiar și acte de corupție ale mediatorilor, că nu este un stat în stat sau chiar o profesie cu o legislație incompletă care n-ar funcționa în sensul cetățeanului. Nu, sunt niște hibe, ca să înțelegem, de nuanță, dar nuanțe care iată au dus la mici blocaje și sperăm să le rezolve poezia. Legiuitorul, guvernatorul, judecătorul, mediatorul. Da. Da, și dacă îmi permiteți să mai adaug, mediatorul trebuie să fie neutru și imparțial. Apropo de ceea ce ați susținut da, și dumneavoastră. Trebuie să fie neutru și imparțial și eu ca om neutru, și asta ca să prezint o carte, sigur Alupe are editura de acolo și promovează. Nu, vă informez, oameni buni, că medierea asta înseamnă și creiere în acțiune, profesioniști la lucru și jurisprudență și legislație, o lucrare la întâmplare. La asta am spus, doamne, veniți cu o carte să arătăm că existați. Medierea în România, legislație și jurisprudență, ediția a doua, deja revizuită și adăugită, cu un colectiv de coordonatori și cele două doamne au articole importante în această lucrare. Practic, așa cum magistrații au jurisprudență și o legislație și această profesie breaslă au în domeniul respectiv principalele instrumente, repere, dar au creat și o jurisprudență. Dați-mi un exemplu, ne apropiem de finalul emisiunii, o minut jumate, mai avem foarte pe scurt, ca, dar foarte scurt, jurisprudență în care s-o aplicați. Deci deja s-a instaurat ideea și soluția pe care o dați, că în cazul unui partaj
cu ceva, aplicați o anumită soluție. Sau în cazul unei conflicte. Deci, în primul rând, jurisprudența o stabilesc instanțele de judecată. A, deci doar noi... o propuneți. Absolut, absolut. Și putem să comentăm pe baza jurisprudenței dacă ni se pare corectă sau nu și de ce. Bineînțeles, și instanța, dacă vrea, poate să respingă această chestiune? Bineînțeles, instanța da. Poate să facă orice, dar să facă trebuie orice, să da. Mai și motiveze. În penal, în schimb, este mult mai simplu, pentru că dacă se încheie un acord de mediere, automat consecința poate să fie una singură, neînceperea urmăririi penale, clasare sau încetarea procesului penal. Adică, inculpatul nu mai răspunde pentru fapta pentru care este cercetat, iar partea vătămată, respectiv partea civilă, își recuperează prejudiciu. Deci, că uneori ne interesează până la urmă prejudiciu, că prejudiciu, stă la pușcărie Gheorghe, da, dacă eu nu recuperez vaca mea care a mâncat furandan pesticid din greșeală peste gard, e o chestie absolut. Gravă. Noi râdem, zâmbim la București, dar vaca a mâncat furandan și eu lasă-l la pușcărie Gheorghe. Give me money, dăm banii pe vacă. Într-adevăr, mai costă și vaca 3.000 de euro din aia solidă, chiar am o pierdere. Oameni buni, este extraordinar medierea. Și aș vrea să văd și ziariști care apelează la mediere, mai ales la procese civile. Mai avem 10 secunde, un mesaj pentru public, doamna Camelia Gagu. Vă rog să vă informați în ceea ce privește instituția medierii, să consultați unul dintre mediatorii aflați pe site-ul Consiliului de Mediere și să aflați avantajele pentru dumneavoastră, încercând să apelați cât mai des la această procedură. Doamna Daniela Mănescu, un mesaj pentru autorități. Pentru autorități, îndrumați părțile, indiferent că sunteți organe de cercetare penală sau judecătorii, tot ce ține de magistrați, de organe de cercetare penală, de la cel mai de jos până la cel mai de sus, îndrumați părțile să apeleze la mediere. A fost talk show, medierea. Silvia Lupe vă spune la revedere. Vinerea Lupe investighează la ora 18. Stați aproape de noi, televiziunea 6 TV, televiziunea sufletului tău.